Încă de la primele ore ale dimineții, muncitorii din cadrul SECEAPA Regie OESA s-au aflat în cartierul de Rom din Meteor pentru debranșarea familiilor datornice. Debitele înregistrate la societatea de distribuție a apei sunt de peste un an, motiv pentru care s-a decis debranșarea de la rețeaua de alimentare cu apă. Numai că muncitorii au întâmpinat greutăți cu una dintre familiile datornice. Romii au blocat accesul la branșament cu ajutorul unei mașini pentru a împiedica pe muncitori să-și facă treaba. Pentru deblocare a fost nevoie de ajutorul mașinii. Și de ridicări. Ridică poarta și ne rugăm frumos, domnule, nu o puneți aici, băgați-o în curte. Ia uzi. Băi, nu dați dumneavoastră, deci din curte. Dar de ce nu arăt mașina? De ce? Că puteți să săpăm. Ia uzi. Păi dă-ne brașament. Uite mașina, păi dă-ne brașament. Eu fac ca în direcție. Am mutat mașina, să o mutăm 2 metri mai încoace, a venit cineva din curte, a zis, domnule, vreau frumos, băgați-o în curte. Proprietarii mașinii s-au arătat iritați de faptul că le-a fost mutat autovehiculul parcat peste branșament. M-a mutat normea, veni acolo. Nu, nu, un băiat a venit și mașina. Lasă că mă duc eu. Strimează acolo, are pe și la parul. Dar, doamne, dar, doamne, dar veni un băiat din dezecită porțile. A refuzat să plătească, câte sunt vexatoriile? De un an și ceva, 2 ani. Și n-a vrut să plătească. Și cu mașina? Bloca branșamentul? Ne bloca branșamentul și le-am pus avize de branșare de nori în poartă. I-am avertizat că trebuie să ne elibereze locul pentru de branșare. Nu au vrut, am întâlnit ajutorul Transdocului. În momentul în care am vrut să mutăm mașina 2 metri mai încolo, a venit cineva de aici din familie și ne-a rugat să băgăm în curte. Băiatul de bună credință să băgăm în curte. Dar mașina nu era încuiată? Ba da, ba da. Da, nu am bat nimeni la mașină. Mașina e intactă. Încă e lovită. Nu e adevărat. Mașina e vedeți dumneavoastră că e plină de gheață. Nu e atins-o nimeni. Și de branșare o mai faceți? Da, bineînțeles. Așteptăm dacă achite suma integrală, nu sunt atât de absurd să bă, veniți cu japcă. Noi veniți să... Mai sunt și alți datornici? Da, bineînțeles. Avem. Dar pe fiecare zi avem 5-6 pentru de branșeți. Mai mult decât atât, proprietarii imobilului îi acuză de faptul că în timpul mutării le-a fost lovită mașina. De acolo e lovită? Da, mi-am schimbat totul bani. Arică. Cu ce au ridicat ei nu? Nu m-am schimbat acolo. Au luat-o? Au luat-o cu măcaroa. De unde să vedem? Eu stau în partea aia, eu stau aici, singur stau. Și nu vei să dusă nimeni ca să le saltă de acolo. O luară cu măcaroa, o băgare aici. Da, blocat branșamentul acolo. Cum să blochează? Aici e parcarea lui, la el la poartă. Toate mașinile sunt pe drum. Ce, el are voie? Pentru 2 milioane. 2 milioane? Ce asta? Lasă-mă, naibii. Scandalul s-a mutat apoi în curtea altei familii care înregistrează datorii mai mari la societatea de distribuție a apei.